Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou, avem foarte mulți sfertodocți. Mă rog, a fost hulit că de 1 decembrie și-a permis să dea imnul Republicii Socialiste România în mijlocul urbei sale. Oameni buni, haideți să vă spun cum au stat lucrurile. Adevărat, dă puțin, Paule, imagini de la Târgu Ogna de ieri. Omul, primarul din Târgu Ogna, a primit, nu el ca primar, orășelul lui, au primit un tricolor. Știți cum primesc unitățile militare din partea... nu astea, nu s-a să imaginele, astea sunt altele. Frumoase și astea, dar nu astea. Din Târgu Ogna au primit un tricolor. Și ce să vezi, au înțeles să cânte, să pună la magnetofon, tricolorul lui Ciprian Porumbescu. Presa română, adevărații români din presă, nu avem filmulețul cu Târgu Ogna? Hai să-l pregătim. Ok. Oameni buni, adevărații români din presă, conesori toți. Bă, nenorocitul a dat imnul Republicii Socialiste România. Nici pe departe, oameni buni. A dat cântecul lui Ciprian Porumbescu. Versurile imnului, care seamănă aproape până la identificare cu cântecul lui Ciprian Porumbescu, versuri și... seamănă, dar nu este identic. Am ascultat de 4 ori materialul. Bă, poate greșesc. Pentru cei din presă care au spus superficial și am căutat cuvântul cel mai moale, că s-a cântat imnul Republicii Socialiste România, le spun așa. Nu. Nu s-a cântat nicio secundă. S-a cântat o melodie, s-a cântat un cântec adevărat despre un tricolor pe care și acum l-ați purtat ieri, colegi din presă, ca și anume cocardă. Tricolorul României. Vedem și noi materialul? Nu e nicio problemă. Îl vedem. Fiți atenți ce vreau să fac. Astea sunt niște imagini fabuloase cum ninge în Maramureș. Cred că sunt vreo 12-14 ore de când imaginile astea au fost filmate. Fabulos. Fabulos. Ninge ca în povești în Maramureșul nostru. O să avem o legătură directă fix la niciun kilometru de locul acesta unde azi noapte ningea ca în basme. Hai să facem așa. Imaginile cu Târgu Ogna le-ați văzut. O să le vedeți și la noi. Avem o mică problemă cu serverul. S-a blocat un pic serverul. Dar, Paule, dă materialul cu... Pregătește materialul cu imnul regal. Te rog eu. Hai că pe la... E pe alt calculator. Fiți atenți. În monstruoasa existență a comuniștilor la cârma țării, după 1947, imnul regal... Imn care a reprezentat alături de stemă, alături de casa regală, alături de Carol I, alături de Ferdinand, alături de regii României, a reprezentat una dintre cele mai frumoase pagini, ca să băgăm citatul clasic, din istoria neamului ăsta, din istoria modernă și contemporană a țării noastre, a poporului nostru. Bă, au venit niște nemernici, niște mai mult decât sfertodocți, și l-au interzis, frate. Acum au venit, nu poți să-i compari. Unii, presa 2021, anul domine, și-au interzis, frate, tricolorul lui Porumbescu. Eu nu stau și mă gândesc cu ce e mai prost tricolorul lui Porumbescu. Nu, no, de pe YouTube nu dă materialul ăsta. Decât imnul regal. Pentru tinerii care se uită la emisiune și care sunt convins, foarte, foarte mulți dintre ei n-au avut privilegiul să asculte și cu versuri, să vadă și versurile imnului regal, pe care, repet, în nemernicia lor, comuniștii l-au interzis. Cum să vorbești negativ, indiferent că e vorba de Târgu Ogna, de tricolorul lui Ciprian Porumbescu? Cât de naiv să fii și superficial. Ascultați imnul regal. De după anii 50 a fost interzis. Generații întregi n-au avut acces să-l asculte. Nu aveai unde să-l găsești. Bă, frate, am trăit în 2021 ca Ciprian Porumbescu și tricolorul lui să fie interzise, să fie interzis și amândoi, și tricolorul, și Ciprian Porumbescu, de către o parte mare, 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 nepermis de marea presie din București, a presiei din România. Bă, l-au criticat pe primar, care, repet, a primit un steag. Nu știu de ce, și am vorbit la Bacău, la județeană de partid, și vreau să-mi explice de ce a primit și de la cine a primit primarul steagul. Foarte frumos că a primit un steag. A primit tricolorul României de mătase era. Steag adevărat. Și-au cântat tricolorul. Ascultați-l un pic.
Cyber Monday la CCC. Ăla e tricolorul primit. Ăla e tricolorul primit de primar și de urbe, de Târgu Ocna. Uitați-vă la el. Tricolorul. Publicii socialiste, bă, ești prost. Pe lângă faptul că ești manipulator și făcător de fake news, gazetarule. Da? Bine, hai să ne prezentăm invitații, căci ce urmează, asta a fost pistol cu apă, e doar începutul. Ce urmează e miezul. Oameni buni, știrea cu care vreau să încep emisiunea și chiar o să încep cu ea, Paulică, bagă tată știrea, întâi dă cartonul. Nici nu știu cu ce să... ăștia-s invitații. Doamne, ce minunăție de invitații. O să avem legătura, probabil și în Bucovina, deocamdată doamna Oana Țoiu, care este reprezentanta USR-ului. Sărut mâna, mă bucur să vă revăd. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Dintr-o zonă absolut minunată, minunată din Maramureș, cum vă promisei, primarul de Cavnic. Salut, Vladimire. Bună ziua și la mulți ani tuturor românilor. Aia în spatele tău este o imagine, nu poate fi realitatea, nu poate fi zăpada aia acolo la Cavnic. În Cavnic, în Maramureș, veți găsi numai adevărul și realități virtuale, nu false. Foarte tare! Dar atâta zăpadă e la voi acolo, mă băiete. Uite cum se uită, da. Oana la tine, tânjește după așa zăpadă. E drept, da. E drept. Vreau să vă spun că de două zile dăm la lopată în fiecare zi pentru că este plin de zăpadă. Și, dar să știți că este frumos, iar pe meteo ne arată încă 5 zile de nisori într-una, chiar deja a început să ningă, deci ca atare să știți că nu știu dacă o să rezist să stau aici 2 ore cu dumneavoastră, sper să fac față, pentru că mă aflu undeva la zona de sus a orașului, unde este o zonă deosebită și am ținut foarte mult să fiu aici în natură alături de dumneavoastră. Am înțeles această seară. Astăzi când... Dar dați-mi voie, pentru că am de plătit o datorie, fetița mea de 4 ani a spus, tata, unde merg? Deci mă duc să intru cu Tudor Barbu și cu românii în direct și au zis pe mine, de ce nu mă saluți? Salut, Catalea, ne-am făcut o datorie. Foarte tare, nu? Foarte tare. Paulică, zi-mi ce-i cu Bucovina, să nu intru în palpitații cu doamna deputată de la... E perfect, încercăm, suntem în probe tehnice. Ciprian Titi Stoica de la Alba Iulia, din Capitala Unirii, ce vreți mai frumos de atât? Bună ziua, domnul deputat. Bună ziua, cinste eroilor. La mulți ani România și la mulți ani români de pretutinde. Da, foarte tare. Vă întreb așa, sunteți dispuși, în primul rând dumneavoastră, doamnă, sunteți dispusă să participați la o emisiune în care subiectul principal este documentul Uniunii Europene, pe care unii spun că Uniunea l-a retras, pe care unii spuneau a ajuns președintele Academiei Române, domnul Aurel Pop, să-și ceară scuze public, săracul, că a dezinformat. Nu, dar n-a dezinformat. Documentul a existat, a fost dus oficial ca document al Comisiei Europene și apoi, după ce a intervenit Vaticanul, o să vedeți imediat documentul, a fost scos din mapă, tras așa pe șest. Vreți să participați, doamna Ațoiu, domnul Petruț, domnul Stoica, la o discuție pe tema asta? Pentru că în promo-ul emisiunii am spus că, indiferent de ce înseamnă creștin pentru ei, că sunt ortodoxi, că sunt catolici, că sunt romano-catolici, greco-catolici, că sunt reprezentanți ai bisericilor neoprotestante. Nu contează. Creștinătatea, creștinismul în România și nu doar în România, domne, sunt puse sau sunt, vor fi puse în curând la zid. Povestea, uitați-vă puțin aici, imediat o să vin la dumneavoastră să comentăm. Doamna din imagine se numește Elena Dali. Este comisar european, adică ministru, pentru egalitate. Ministrul, Europa are un ministru pentru egalitate de șanse, cam cum e doamna Firea la noi. La noi este cu familia și egalitatea, în Europa este doar pentru egalitate. Inițiativa mea de a elabora orientări ca document, o să vedeți documentul, că toată lumea zice, domne, s-a retras. Nu! Ministrul european recunoaște că l-a făcut și atenție, document intern de comunicare pentru personalul Comisiei în exercitarea atribuțiilor sale a fost menită, deci documentul ăsta a fost menit să atingă un obiectiv important, să ilustreze diversitatea culturii europene și să prezinte caracterul inclusiv al Comisiei Europene în ceea ce privește, inclusiv, al Comisiei Europene în ceea ce privește toate categoriile sociale și convingerile cetățenilor europeni, semnat Elena sau Helena sau cum vreți, Dali. Acum vă spun așa, documentul pe care îl avem.
ca și reacția Vaticanului, în presa oficială Vatican News, spun că documentul prevede folosirea spre deloc a cuvântului Crăciun și a familiei de cuvinte. Acesta e documentul. Renunțarea la Maria și Ion ca nume personale, ca nume proprii, pentru că deranjează, să nu deranjăm pe unii, Maria în sensul Sfânta Fecioară, Ioan în sensul antemergătorului, ca să zic așa, înainte mergătorului lui Hristos, Ioan Botezătorul. Și Crăciun, da, nu-i nevoie, credeți-mă, în document așa stau lucrurile, Paul, dăm și reacția de ieri, de-alaltă ieri, a Sfântului Scaun, o să vedeți imediat, iată știrea, Sfântul Scaun, adică Vaticanul, coboară, nu uitați, Vatican News, și este, repet, presa oficială a Papei Francisc, care foarte soft, foarte pilit pe la colțuri, spune că nu e în regulă documentul Uniunii Comisiei Europene. Vă întreb pe dumneavoastră întâi, domnul Stoica, și încep cu dumneavoastră că probabil că veți fi cel mai critic sau nu știu cum veți fi. Nu, hai să întrebăm întâi o doamnă. Oana, tu cum vezi povestea asta care, atenție, o să vedeți imediat știrea, Disney, casa Disney, care prima oară după aproape 100 de ani, 90 de ani, ceva de genul, a pus o femeie la, mă bucur pentru femei, a pus o femeie la conducerea întregului Disney pe planetă. Da? Foarte tare. Numai că ce se întâmplă, aia e știrea, divizia, o divizie a Disney, iată știrea, o aveți pe ecran, a găzduit, o să vă spun imediat despre ce este vorba, și un eveniment care a produs multă, multă vâltoare și a produs iureș mare pe planetă, pentru că, ce să vezi, copiilor li s-a prezentat povestea, uitați, aceasta este personajul principal, povestea să ne iubim pe noi înșine, să ne iubim, iubirea de sine, să mergem mai departe cu... Hai că nu vreau să... Fiind vorba de copii, o să mă... O să... Oana, te rog mult de tot, te rog mult de tot să aștepți înainte de a răspunde. Titi, la fel, Petrus, la fel. Haideți să vă arăt ceva. Oficial, unul dintre clipurile oficiale, atenție, oficial în Norvegia, pregătește clipul. Vreau să-l vedeți. Să vedeți ce anume e o țară liberă ca și noi. Libertatea de conștiință, libertatea sexuală, libertatea de a se asuma ca și belgenii în acte, care începând de ieri, de-al altăieri, nu mai au în actele oficiale Belgia sex masculin sau feminin. Nu, au ce vrei, te declar ce vrei. E foarte bine. M-am dus lângă stâlp, ce să văd lângă stâlp? Nu aici, nu, niciun caz, niciun caz, full screen, full screen, niciun caz pe stâlp, cum să-l dai acolo? Cum? Da, imediat, imediat, oameni buni, imediat. O să vedeți un clip oficial legat de sărbătorile de iarnă, că nu poți să spui Crăciunul că deranjezi, din îndepărtata non-europeană, adică nemembru UE, dar membru NATO, dar țară fondatoare a Organizației Națiunilor Unite. Mă, Norvegia o țară model. A patra putere, dacă iei venitul pe cap de locuitor, a patra putere a lumii. O țară super bogată, super modernă, super deschisă la cap. Putem să vedem clipul când? Hai! Dă-l pe post, full screen. Nu-l avem. Ok. Bine, dacă o să-l avem. Oana, te ascult cu drag. Aici a fost o mare, mare exagerare în spațiu public, dar pot să înțeleg de ce. Crăciunul e ceva special pentru noi toți, sărbătorile de iarnă sunt speciale. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt două linii diferite. Una e să respecti diversitatea, inclusiv diversitatea religioasă și culturală, respectând sărbătorile fiecăruia și respectând rolul important pe care l-au. Pentru noi, sărbătoarea Crăciunului, pentru prietenii și colegii noștri, și spun asta pentru că am și alături în echipa Comisiei de Muncă, de altfel deputatul care reprezintă comunitatea evrească au început sărbătorile de Hanuka și vreau să le urez și lor de asemenea sărbători frumoase. Deci cred că putem să mergem spre diversitatea asta în spațiu european, punând și mai mare accent pe sărbătorile fiecăruia versus a încerca să diminuăm sau să neutralizăm importanța fiecăruia prin atribuții. Oana, stai un pic, ca să înțeleagă cei de acasă. În primul rând, punctele de vedere nu sunt partinice, adică Oana nu reprezintă, cred că nu vorbește în numele USR-ului, vorbește în numele tău acum, nu? Vorbește și numele meu,
dar nu e nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Nu, ideea e, ideea e că atunci ar trebui să fie ceva comun tuturor partidelor. Nu, atunci se pot întreba cum vezi faptul că un document oficial retras, neretras al Uniunii Europene recomandă să nu se folosească Crăciunul ca virgulă cuvânt și sărbătorile de iarnă, să se renunțe la doamnă și la domn. Atenție, să se renunțe la doamnă și domn, să se renunțe la el. Poftim? Aici eu am citit documentul ăla și sunt câteva lucruri. Unul este că da, sunt de acord că a fost o greșeală această sugestie exclusiv pentru angajați, nu către cetățeni. Nu avem de ce să micșorăm rolul Crăciunului ca nici a celorlalte sărbători religioase ale altor religii. Deci asta, aici presupun că a fost foarte clară poziția mea. În ceea ce privește însă terminologia, la ce se propune să se renunțe și cu asta sunt de acord, este diferențierea între doamnă și domnișoară. Atâta timp cât în documente oficiale nu e niciodată relevant statutul marital al bărbaților, nu văd de ce ar fi al femeilor. Adică nu pui nicăieri în documente domn și domnișor. Prin urmare, cred că este învechită această formalizare care ține de căsătorit sau necăsătorit doar pentru femei. De ce mai avem domnișoară și doamnă în documentele oficiale când nu avem domnișor și domn? Cu această bucată din document, să știți că spun fără nicio urmă de restricție că sunt de acord. Nu văd în niciun fel cum e relevant asta în documentele oficiale. Am înțeles. Ni s-a alăturat din Bucovina și doamna deputat a Domnicăi. Fac precizarea corectă. Mi-au scris prietenii că și noi, B1, am spus că e vorba de imnul Republicii Socialiste România. N-am apucat să văd știrile B1, că în timp ce colegii mei făceau jurnalele, eu făceam emisiunea Se întâmplă acum, dar dacă și colegii noștri au spus la fel, înseamnă că părerea de rău își face de domnilor lor. Nu se poate să spui că a fost imnul RSR, când nu a fost. A fost un cântec din patrimoniul național semnat Ciprian Porumbescu, care nu are nicio legătură, sau are o legătură foarte mare, dar nu este imnul Republicii Socialiste România. Doamna deputat Sărut Mâna, vă întreb și pe dumneavoastră, cum se vede în Bucovina, Bucovina care este, atenție, este, cum se cheamă, casa celor mai frumoase case bisericești, mănăstirile neamului nostru, fără să jignim Tismana, care e cea mai veche mănăstire din țara românească, fără să jignim nicio mănăstire și niciun lăcaș de cult din țara asta, dar Bucovina e cunoscută pe toată planeta. Când spui mănăstirile din România, se gândește lumea taman la ei. Cum vedeți povestea asta care a făcut să-și ceară scuze public președintele Academiei Române, care a ajuns pe buzele întregii planete, care a făcut necesară intervenția Vaticanului, adică a Sfântului Scaun, ceea ce se întâmplă extrem de rar ca papa însuși să intervină indirect prin presa domniei sale? Eu îmi cer scuze că am intrat mai târziu cu aceleași probleme tehnice în emisiune și am prins așa din zbor subiectul pe care l-aveți în discuție, acele recomandări referitor la renunțarea la Crăciun, am înțeles bine, dacă ăsta e subiectul? Acesta este unul dintre subiecte, da, subiectul principal. Da. Noi când am aderat în Uniunea Europeană ca stat, deviza, și cred că este în continuare valabilă, unitate în diversitate. Adică fiecare stat membru vine cu specificul național, dar în același timp avem o unitate la nivel de Uniune Europeană. Ei, diversitatea asta noastră care ne caracterizează, eu cred că reprezintă ceva mult prea valoros pentru noi ca popor, ca să renunțăm la această diversitate a noastră specific național. Sărbătorile de iarnă pentru noi au o conotație religioasă, pentru că vorbim de Sfântul Vasile, Sfântul Ioan, astfel încât și Crăciunul, pe lângă celelalte sărbători religioase, fac parte din pachetul acesta de sărbători pe care îl așteptăm cu drag în fiecare iarnă. Și cred că, nu știu, așa, mai multă seriozitate și mai multă consecvență în apărarea unor valori ale noastre ar trebui să avem cu toți, indiferent la ce nivel. Foarte tare. Înainte să dau cuvântul și bărbaților, mă bucur foarte tare că Oana a susținut-o pe Mirela aproape toată intervenția, fiind de acord. Femeile se susțin între ele, indiferent de politica pe care o fac la București. Întrebarea este așa. De ce am amânat un pic... Cum ați spus? Am atât de mult pentru egalitate de șanse, încât la un moment dat va trebui să fim atente, doamna deputat Soiu, ce ne dorim, că s-ar putea să se îndeplinească, apropo de doamnă și domnișoară. Foarte tare. Cred că e cazul să spunem și colegilor că noi suntem și colege, practic, în aceeași comisie pentru muncă și protecție socială și nu
sunt rare momentele în care susținem aceleași lucruri dincolo de faptul că sunt partidele noastre oponente. Recunosc că în cultura mea este atât de vastă încât n-am știut că distinsele doamne sunt colege de în Parlament, colege de comisie. Haideți să vă arăt ceva. Și în mod, în mod intenționat. Mai puțin dacă îmi permit. Vreau să fac o precizare. Particip la emisiunea dumneavoastră dintr-o casă muzeu de la Poiana Stampei. Mi-aș fi dorit să am și eu atâta zăpadă precum domnul primar la Cafnic. Din păcate n-am găsit prea mult zăpadă aici la munte, dar am găsit o casă muzeu minunată și am prin bunăvoința domnului primar, care a fost și invitat al dumneavoastră într-o emisiune, primarul de la Poiana Stampei, am primit așa cu generozitate un suman și o bondiță, pentru că este o casă muzeu neîncălzită. Păi poate cineva din echipa care merge cu noi astăzi, sau dacă aveți vreun om pe acolo, să dea puțin telefonul mai în spate la un moment dat, să vă și vedem hainele, straiele și poate vedem și încăperea aia minunată. Dar nu acum, stați o leacă. Oameni buni, dacă sunt copii în încăpere, roguvaș, măcar pentru 2 minute, scoateți, vorbe serios. Știți cum e anunțul ăla? Imagini care vă pot afecta emoțional și e pe bune. Adică nu e doar pentru cum fac unii pentru audiență. Atenție că vă influențează sufletelul, creierul, nu. O să vedeți așa cum v-am promis. Și abia după aia vreau să aud doi bărbați, pe domnul primar și pe domnul deputat, comentând aceste imagini. Repet, este un clip oficial. Nu este un clip făcut pe YouTube, pe online, pe Facebook, nu. Are parafă, vorba lui Paul. Îmi spune în cască producătorul emisiunii, Tudor, are parafă. Vă rog frumos să fiți foarte atenți. Vă spun de acum povestea. Povestea unui copil norvegian, care, ca orice copil, crește, se face adult, relația lui cu Moș Crăciun și la un moment dat, că nu o să stau să vă deranjez din vizionare, să vă spun ce anume, cine știe engleză bine, cine nu aia e, adultul îi spune moșului în scrisoarea de Crăciun, anul acesta nu am nevoie de niciun cadou, am nevoie doar de tine, adică de Moș Crăciun, iar Moș Crăciun vine și, da, zice Paul, să nu dau din casă totul. Urmăriți clipul și ne întoarcem la comentariile domnului Titi Stoica și Vladimir Petruț. Cine cu cine? Se pare absolut corect. Da, domnul Vladimir Petruț. Eu nu știu ce să spun în situația de față, aș prefera să nu comentez. Pentru mine nu e tocmai ok ceea ce am văzut. Fiecare a dreptul la viața lui, dar imaginea moșului pentru noi, pentru copilăria noastră, pentru tot ceea ce am fost și suntem și vom fi, a fost foarte importantă și cred că astfel de imagini prezentate în spațiu public nu dau foarte bine. Asta este treaba personală și... Dragul meu, Petruț, o să te dezamăgesc. Ăsta este viitorul prieten, drag. Indiferent ce crezi tu, indiferent ce cred eu, indiferent câtă luptă duc unii, ăsta e viitorul prieten, drag. Poate ăsta este viitorul dumneavoastră și altra, meu nu. Și eu să-mi păstrez tradițiile, să-mi păstrez modul de viață pe care l-am avut și pe care l-am. Și cred că pe acest pământ ne mai rămâne măcar atâta dreptul de a ne decide soarta și viitorul nostru, ca și mod de a ne comporta. Vreau să vă spun că la un moment dat, înainte, spuneați că Uniunea Europeană dorește să scoată sărbătorile de Crăciun și alte lucruri. Discuția ar putea să fie una foarte lungă, pentru că mai mult de 10 ani de zile am colindat Europa și știu ce vorbesc. Pe ce din Uniunea Europeană, de multe ori și marile puteri, deranjează sărbătorile de Crăciun ale românilor, pentru că atunci este momentul când cei peste 10 milioane de români, jumătate din ei, se întorc acasă și petrec câte 2-3 săptămâni și o lună și la ei le face mare disconfort, pentru că nu-și pot petrece ei sărbătorile liniște, că nu-i ce să stea cu bătrânilor, nu-i cine să le facă munca. Și poate este unul din motivele care deranjează. Dar să știți că românii și România sunt totdeauna pentru totdeauna un lucru. România e România și românii fac parte din această țară. Uniunea Europeană cred că trebuie să se gândească bine înainte de a începe astfel de discuții în spațiu public și de măsuri, pentru că de aici poate lua și finala Uniunii Europene până la urmă. Să nu uităm niciodată că butruga mică poate răsturna carul mare. Eu niciodată nu o să accept așa ceva și cred că niciun român sau niciun patriot adevărat sau niciun cetățean al țărilor membre a Uniunii Europene, gen Polonia, Ungaria, Slovacia și alte țări, nu vor accepta așa ceva. Noi trebuie să ne păstrăm tradițiile. Crăciunul pentru noi reprezintă foarte mult pentru familiile noastre și cred că în copilăriile noastre cel mai mult ne aminteam de sărbătorile de Crăciun, de sărbătorile pascale,
și așa mai departe. Să vii cu astfel de abordări, eu cred că Uniunea Europeană singură dorește să se dezmembreze. Este prea mea personală. Mersi mult, mersi mult, Vladimire. Titi, înainte să te ascult și pe tine și apoi vocea celor două distinse doamne deputat, aceasta e știrea de care vă făceam vorbire, oameni buni. Din The Brussels Times se indică faptul, se spune faptul, că ceea ce înseamnă genul masculin sau genul feminin în documentele oficiale ale Belgiei vor dispărea. ID-ul, ridică puțin știrea, ID-ul lor nu va mai conține sexul masculin sau sexul feminin, va fi la liber, fiecare ce își dorește. E un lucru bun. Ăsta e trendul, dragul meu Vladimir Petruț, ca să înțelegi cum stau lucrurile, imediat o să revin la tine. Acesta e drumul. De- cine își imaginează? Să-și facă pentru ei. Cum? Să-și facă pentru ei. Să-și facă pentru ei. Nu e așa, mă, bă, Vladimire, nu e așa. Pe noi în uite, tare curios ce o să spună Oana și ce o să spună Mirela pe tema asta, dar după ce l-ascultăm pe domnul deputat, pe domnul deputat Titi Stoica, Vladimire, nu e așa. Că așa dacă, este, domnul Barbu, dacă și lăsă... să... Domnul Barbu, noi trebuie să ne creștem copiii și să avem în față un viitor pe care noi ne-l dorim, nu pe care alții vor să ne-l facă. Prea mult ni se impune și dacă francezi sau belgenii fac ceva, trebuie să facem și noi. Dacă vecinul meu dă în cap, nu trebuie să dau și eu. Dacă vecinul meu fură, trebuie să fur și eu. Dacă vecinul meu învață, pot să văd sau să nu văd. Dar nu puteți. Haideți să terminăm cu impunerile astea și cu forțările astea, pentru că aici se duce la dezmembrări și alte scandaluri. Eu nu voi accepta niciodată așa. Auzi, băi, Vladimire, prietene, ne știm de ani de zile, da? Spune-mi și mie câți moroșeni ai tăi lucrează în Regatul Unit, în Franța, în Belgia, în Germania. Câți? Mulți, da? Peste 200 de mii. Peste 200 de mii, e să știi. Aia e regula jocului acolo unde muncesc ei și când nici n-ai să te aștepți, va fi și regula jocului dacă tu, din Maramureș sau din Bucovina, doamna deputat, veți dori să mergeți în Belgia sau în, unde vreți voi în Uniunea Europeană. Va trebui ca ID-ul tău să fie ca al lor. Domnul Barbu. Domnule, ține minte emisiunea asta. Băi, prietene, ține minte emisiunea asta. Nu, ascultați-mă un pic pe mine dacă m-ați provocat. Niciodată românii nu trimit avioane după nemți, se aduc în România să facă agricultură, dar eu trimis după români să le facă sparanghelul. Deci nu cred că vor putea să impună, că s-au ajuns la un moment în care nu prea au cu cine. Deja am trecut acele perioade. S-a demonstrat că fără români, multe țări în Europeană, cât sunt ele de puternice, sunt cam terminate. Deci românul până la urmă face diferența. A făcut și face. Când a fost pandemia cea mai puternică în lume, se interzicea, vedeai Parisul normal, vedeai țările, capitale mari europene goale, românii mereau la sparanghel în Germania, da? Da. De ce nu s-a dat voie să O secundă, mă sună pe mine, pe Paul, pe producătorul, îmi sună prietenul nostru Gabi Ciobanu din Oslo. Da, normal că trebuie să intre în direct. Mă întreba, vrea Tudor să mă primească în direct, că sunt în Oslo, sunt în Norvegia. Bineînțeles, Gabi, o să luăm legătura, uite, nici nu m-am gândit la tine, te rog să mă ierți. O să avem legătura la Oslo, acolo de unde Moș Crăciunul, nu? A făcut subiect de emisiune la modesta mea măsuță în Televiziunea Națională de Știri B1. Ia zi, Titi, cum ai privit aceste imagini și informații? Că am văzut pe fața ta, dar nu vreau să traduc eu. Scabros, nu știu. Nu folosi cuvinte dure. Păi stați-mă un pic, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Sărbătoarea Crăciunului și Moș Crăciun e special dedicat și li se aplică de cele mai multe ori copiilor. Nu putem să ducem lucrurile chiar așa. Și haideți să gândim logic și să spunem lucrurilor pe nume. Și democrația, unul dintre principiile fundamentale a democrației este că minoritatea se supune majorității. Corect. Și o să dau două exemple. Știți că am locuit 11 ani în Marea Britanie. Corect. Eu, fiecare are dreptul și libertatea să facă ce dorește și cum dorește, atâta timp cât nu aduce atingere intereselor celorlalți. Da, absolut. Ați văzut că această agendă programatică începe ușor, ușor acolo unde minoritatea începe să impună și să controleze majoritatea. Și o să vă dau un exemplu. În școlile din Marea Britanie, toți copiii trebuie să mănânce obligatoriu halal. Toți copiii mănâncă halal. Nu există opțiune de alt meniu. Deci obligatoriu în toate școlile din Marea Britanie să mănâncă halal. Poți să ne spui celor care nu avem cultura ta ce e aceea? Da, este vine de la musulmani și este
mă rog, carnea care, de fapt animalul care este sacrificat, trebuie să fie sacrificat de un drept credincios și să întrunească anumite standarde, au și o ștampilă de la... Foarte tare! Am înțeles. Acesta e punctul de vedere nu al aurului, nu, al lui Titi Stoica, deputat aur de Banat. Oana. Ce să comentez la asta? Adică... Adevărul, Oana, că te eliberează. Nu, dar ne privește foarte puțin pe ce se întâmplă la noi acasă. Adică din punctul ăsta de vedere, în România cred că există un respect cât se poate de mare și pentru sărbători și pentru grija și protecția față de copii și informațiile la care sunt expuși. Sunt multe lucruri pe care le-am putea discuta în perioada asta de Oana, eu nu vreau să fac nicio, fără să fac nicio aluzie la niciun fel de trend politic al nimănui. Și îți spun cu mâna pe suflet, uite, Sfânta Cruce mi-o fac, că nu este nicio aluzie la nimic. Am avut subiectul ăsta acum 48 de ore. Am făcut pauză doar pentru că Ziua Națională trebuia cinstită cu o emisiune legată de Ziua Națională. Dar te întreb așa, uriașul val de comentarii, nu de critici sau nu de aplauz, nu, de comentarii privind neomarxiștii și un curent... Corect. Și un curent european extrem de puternic, chiar dacă el, cum zice Titi Stoica, vine dintr-un filon minoritar. Mă rog, apare minoritar, că Doamne iartă-mă, nu știu dacă e chiar minoritar. E, are vreun fundament, adică ce am văzut este un trend dus de neomarxist sau e un trend doar de în sfârșit ajungem ca specie, ca nație, cel puțin la nivel european, probabil și american, domne, la nivelul la care trebuia să ajungem, adică să nu mai existe mamă, tată, ci părinte 1, părinte 2. Bine. Vrei? Ok, că tu m-ai rugat și m-ai rugat corect dacă e să punem adevărul pe masă. Dacă chiar vrei să discutăm cinstit despre asta. Asta e scopul emisiunii. Ok. Mi se pare că este cât se poate de împinsă pedala și pe bună dreptate, că înțeleg temerile astea, că vine dușmanul din exteriorul țării, din afara granițelor, că asta e Uniunea sau Disney sau oricare din ceilalți dușmani străini. Dacă e să ne uităm noi totuși sincer la noi, la valorile noastre creștine, la cultura noastră, la grija pe care o avem față de copii, România are cel mai mare număr de mame minore. Și asta nu are nicio legătură cu Disney, pentru că sunt de cele mai multe ori acele copile care n-au Disney pe Netflix sau la televizor acasă. Da? Corect. N-are nicio legătură cu criteriile pe care le-a pus Comisia Europeană pentru proprii angajați, pentru că, din păcate, aceste copile în comunitățile în care sunt, n-ajung ele să se gândească la Comisia Europeană și la regulile de scriere așa de e. Acolo. Deci hai să ne uităm un pic cinstit la noi. Cel mai mare număr de mame minore comparativ cu oricare altă țară a Uniunii Europene. Și pot aproape să vă garantez că nu aceste reguli ale Comisiei Europene sau decizii pe care le-a luat Disney au dus la această situație, ci că nu ne protejăm suficient la noi acasă copiii. Adică una e să clamăm la televizor și nu are nicio legătură cu invitații din platou din seara asta față de care am respectul participării comune. Nu are nicio legătură individuală, da? E un eșec comun, dacă vreți, a celor 30 de ani. Să-i protejăm la noi acasă și valorile astea să fie niște valori de care ținem cont față de fiecare copil. Că toți dușmanii ăștia din afară, câți ori fi ei, nu sunt ei cauza acestui dezastru acasă. Ok, Oana, fii atentă. Te întrerup o singură secundă. Vreau să-i las și un minut, două, trei doamnei deputată a domnicăi, dar iau publicitate, ne întoarcem în Bucovina și apoi revenim la toți patru pentru că subiectul abia acum l-a încins doamna deputat Șoiu. Revenim. Așa, specificarea sexului va dispărea în curând din documentele, din ID-urile poporului belgian. De ce? Această soluție a fost identificată de către guvernul belgian pentru a stopa dezavantajarea, exclusion, of non-binary people, acelor care sunt non-binari. Într-o traducere pentru noi ăștia mai simpli, non-binari e cel care nu vrea să-și declare niciun sex. Adică nu e nici bărbat, nici femeie. E non-binar. Este ființă. Este om. Este om, pardon, nu ființă. Om! Așa va figura. Om, tată! Da, vă spuneam că l-am la telefon imediat. Uitați-vă. Bundă, frate. Bundă se cheamă... N-aud. Ridicați microfonul, doamna deputat.
Bondiță se cheamă. Bondiță, îmi cer scuze. Oana Țoiu a dat cum trebuia, a dat foc la modul propriu și la modul propriu, la modul pozitiv și bine a făcut subiectului pe care l-am pus în discuție și bine a făcut Oana. Îi mulțumesc că stă alături de noi, deși convenisem că la ora 5 va pleca, o să stea și un pic după 5 cu noi. Vreau să vă spun că l-avem în direct de la Oslo pe Gabi. Ia zi, Găbiță, te rog frumos, ești în direct. Cum e campania? Cine a inițiat campania respectivă cu Moș Crăciun? Bună seara și la mulți ani. La mulți ani tuturor. Deci eu nu vreau să mă refer la acea campanie, pentru că e prima oară când am văzut-o, efectiv. Și, bine, nu m-a surprins deloc, pentru că... Cum adică e prima oară? E campania, din ce am înțeles, este campania Poștei Norvegiene. Da, sigur, da, și e ceva normal. Dar eu vreau să spun altceva. Eu de-aia am cerut voie lui Paul să pot să intervin, să explic dacă am, dacă îmi dai voie 2-3 minute, să încerc să explic această chestie cu relația, deci cuvânt în dicționar și relația cu cine ocupă un post anume. De exemplu, în Norvegia, deci limba norvegiană este o limbă foarte săracă, are foarte puține cuvinte. De exemplu, prefect se spune rodman. Man înseamnă bărbat. Dacă acel post este ocupat de o doamnă, nu poți să-i spui rodkvine, pentru că rodkvine, kvine înseamnă femeie sau doamnă, rodkvine nu există în dicționarul limbii norvegiene. Oprește-te puțin, se cheamă cuvinte defective de gen, le avem și noi în România, nu poți să spui senatoare. Exact. Gabi, stai un pic, stai o secundă. Trebuie să luăm publicitatea de recreație mare, nu așa, Paul, acum? Luăm acum publicitate și mă întorc la Oslo și la cei patru invitați cărora le mulțumesc mult pentru înțelegere, mai ales primarului din Kavni, care stă chiar în zăpadă, în frig. Revenim imediat.